Bun găsit, dragi ascultători! Sunt părintele Claudiu Bulai și împreună cu Eduard Luca, cei de la Pupitru Tehnic, vă salut cu dragoste și bucurie! Este miercuri, 24 iunie, și avem sărbătoarea nașterea Sfântului Ioan Botezătorul. Sunteți în legătură directă cu Catedrala Romano-Catolică, Sfânta Fecioară Maria Regină din Iași, din care ascultați Sfânta Liturghie de hirotonire a 14 diaconi. Liturghia este celebrată de Preasfințitul Petru Gherghel, episcop de Iași. La celebrare este prezent și Preasfințitul Aurel Percă, episcop auxiliar de Iași. De asemenea, sunt prezenți superiorii ai provinciei Sfântul Iosif, a fraților minori conventuali, ai congregației misionarii Cuvântului Divin, profesori de la institutele unde au studiat candidații, preoți din țară și străinătate, preoți și rude ale candidaților, precum și mulți credincioși. Cântarea este susținută de corul seminariștilor de la Seminarul Mare din Iași. Este o zi deosebită pentru acești candidați care astăzi se consacră Domnului. Participăm împreună la sărbătoarea lor și ne rugăm Domnului pentru statornicia lor. Vă doresc audiție rodnică! Oh,
numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Pacea să fie cu voi. Iată mielul lui Dumnezeu, care ia asupra sa păcatele lumii, ne spune și ne-l arată astăzi Sfântul Ioan Botezătorul pe Iisus, pe care noi acum îl înconjurăm în catedrala noastră. Tuturor vă spun, lăudat să fie Iisus Hristos. Preasfințite Aurel, Sfinția voastră Părinte Rector Benone, caro Padre Provinciale Girardi, Sfinția voastră Părinte Provincial Cătălin, cari ospiti, cari amici, liebe Mitbrüder, cucernici părinți profesori, dragi părinți concelebranți, dragi seminariști, persoane consacrate, dragi familii, dragi diaconi, aspiranți la Sfânta Preoție. Cu bucurie astăzi, cu toții aici, venim ca să reînnoim chemarea noastră, misiunea noastră, ca să-L facem cunoscut pe Iisus. El ne alege pe noi, El ne trimite pe noi. Lui trebuie să-i răspundem. Toți noi, episcop, preoți și voi, dragi și iubiți, candidați la Sfânta Preoție. De aceea ne pregătim să celebrăm această solemnitate și această taină sfântă, recunoscându-ne păcatele, cerând iertare, ca oferta noastră să fie primită de Dumnezeu și prin noi să aducă în lume mai multă lumină. Spunem din inimă, mărturisesc lui Dumnezeu și vouă, frații, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea. Din vina mea, din vina mea, din prea mare mine. De aceea rog pe Sfânta Maria, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul. Să aibă milă de noi atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele, să ne ducă la viața cea veșnică. Gloria, 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 g
și pe pământ oamenilor de bunăvoință. Te lăudăm, te binecuvântăm, te adorăm, te preamărim. Doamne Dumnezeule Împărate Ceresc, Dumnezeule Părinte Atotputernic, îți mulțumim ție pentru slava ta cea mare. Hristoase, Doamne Dumnezeule, Mielului Dumnezeu, Fiul Tatălui, care asupra Ta păcatele lumii, miluiește-ne pe noi. Tu care asupra Ta păcatele lumii, primește rugăciunea noastră. De-a dreapta Tatălui, miluiește-ne pe noi, fiindcă Tu singur ești Sfânt, Tu singur Domn, Tu singur prea înalt, Iisuse Hristoase, împreună cu Duhul Sfânt, într-o mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin. Să ne rugăm. Dumnezeule, care l-ai ridicat pe Sfântul Ioan Botezătorul ca să-i pregătească Domnului Hristos un popor desăvârșit, dă-i bisericii tale harul bucuriei spirituale și că le uzește cugetele tuturor credincioșilor pe calea mântuirii și a păcii. Prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine, viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt, în toți vecii vecilor. Citire din cartea profetului Isaia. Ascultați-mă, insulelor, dați atenție, popoare îndepărtate. Domnul m-a chemat din sânul matern,
din pântecele mamei mele și a adus aminte de numele meu. A făcut gura mea ca o sabie tăioasă, la umbra mâinii sale m-a adăpostit. M-a făcut ca o săgeată ascuțită și m-a pus în tolba sa. El mi-a zis, Tu ești slujitorul meu, Israel, în tine mă voi glorifica. Dar eu spuneam, degeaba m-am trudit, în zadar și fără folos mi-am consumat puterea. Și totuși, judecata mea este la Domnul și răsplata mea la Dumnezeul meu. Acum, așa vorbește Domnul, cel care m-a plăsmuit în sânul mamei ca să fiu slujitorul lui, ca să-l întorc pe Iacob și să-l adun pe Israel. De aceea am fost prețuit în ochii Domnului și Dumnezeul meu este puterea mea. El zice, este puțin să fii slujitorul meu ca să ridici triburile lui Iacob și să-i aduni înapoi pe cei rămași al lui Israel. Te-am pus lumină pentru popoare ca să fie mântuirea mea până la marginile pământului. Cuvântul Domnului. Te laud, Doamne, pentru că m-ai făcut o făptură atât de minunată. Doamne, Tu mă cercetezi și mă cunoști, știi când mă așez și când mă scol, pătrunzi de departe intențiile mele. Fie că umblu, fie că stau culcat, nimic nu-ți scapă, toate cărările mele-ți sunt cunoscute. Pentru că Tu ai format rărunchii mei, m-ai țesut în sânul mamei mele. Te laud pentru că m-ai făcut o făptură atât de minunată, lucrările Tale sunt admirabile. Și sufletul meu cunoaște bine aceasta. Oasele mele nu erau ascunse pentru tine când am fost plăsmuit în taină. Lectura a doua. Citire din Faptele Apostolilor. În zilele acelea, în sinagoga din Antiohia Pisidiei, Paul le spunea, Dumnezeu l-a ridicat pentru ei ca rege pe David, despre care a dat mărturie spunând, L-am aflat pe David, fiul lui Iese, un om după inima mea, care va împlini toată voința mea. Din descendența acestuia, Dumnezeu a ridicat pentru Israel, după promisiunea sa, un mântuitor, pe Iisus. Înainte de venirea lui, Ioan a predicat un botez al convertirii pentru tot poporul lui Israel. Dar când Ioan era spre sfârșitul călătoriei sale, spunea, Eu nu sunt ceea ce credeți voi că sunt.
Dar iată că vine după mine unul căruia nu-i sunt vrednic să-i dezleg încălțămintea picioarelor. Fraților, fii din neamul lui Abraham și aceia dintre voi care sunt temători de Dumnezeu, nouă ne-a fost trimis cuvântul acestei mântuiri. Cuvântul Domnului. Evanghelia spune Domnul. Aleluia, 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 Domnule să fie cu voi. Lectură din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Luca. Când a venit timpul pentru Elisabeta ca să nască, ea a născut un fiu. Când vecinii și rudele ei au aflat că Domnul și-a arătat marea îndurare față de ea, se bucurau împreună cu ea. În ziua a opta au venit pentru circumcizia copilului și voiau să-i pună numele Zaharia ca al tatălui. Însă, luând cuvântul, mama lui a spus, nu, ci se va numi Ioan. Dar ei i-au zis, nu este nimeni dintre rudele tale care să poarte numele acesta. I-au făcut semne tatălui lui cum ar vrea să fie numit. Cerând o tăbliță, a scris, Ioan este numele lui. Și toți s-au mirat. Îndată i s-a deschis gura și i s-a dezlegat limba, iar el vorbea, binecuvântându-l pe Dumnezeu. I-a cuprins frica pe toți vecinii și în tot ținutul muntos al Iudeii se povesteau toate aceste lucruri. Toți cei care le auzeau le păstrau în inima lor, spunând, ce va fi oare acest copil? Pentru că mâna Domnului era cu el. Copilul creștea și se întărea în duh, el a rămas în pustiu până în ziua arătării lui înaintea lui Israel. Cuvântul Domnului. Să se apropie cei care urmează să fie hirotoniți preoți.
Hlănduț Gabriel din parohia Adormirea Maicii Domnului Mircești pentru dieceza de Iași. Jitaru Emilian din parohia Sfântul Francisc de Assisi Cleja pentru dieceza de Iași. Lucaci Ștefan din parohia Sfântul Anton de Padova Răchiteni pentru congregația Misionarii Cuvântului Divin. Tamaș Eugen Dragoș, din parohia Înălțarea Sfintei Cruci, Bacău, pentru dieceza de Iași. Tulbure Eusebiu, din parohia Fericitul Ieremia Valacul, Bacău, pentru dieceza de Iași. Doboș Iosif Claudiu, din parohia Adormirea Maicii Domnului, Horgești, pentru dieceza de Iași. Percu Alexandru, din parohia Sfinții Apostoli Petru și Paul Răducăneni, pentru dieceza de Iași. Bejenaru Ovidiu Gabriel, din parohia Sfântul Nicolae Bacău, pentru dieceza de Iași. Galațanu Anton, din parohia Trupul și Sângele Domnului Gherăiești, pentru dieceza de Iași. Bărbuț Mădălin, din parohia Preasfânta Inima lui Iisus Nicolae Bălcescu, pentru dieceza de Iași. Bogdan Cristian Mârț, din parohia Adormirea Maicii Domnului Pildești, pentru provincia franciscană Sfântul Iosif. Chiriche și Emanuel, din parohia Înălțarea Sfintei Cruci lui Zică Lugăra, pentru provincia franciscană Sfântul Iosif. Chelaru Dămoc Cezar, din parohia Înălțarea Sfintei Cruci, Buhonca, pentru dieceza de Iași. Croitorul Cosmin, din parohia Sfântul Iosif Muncitorul, Barticești, pentru dieceza de Iași. Preasfințite, Sfânta Maică Biserică vă cere să-i hirotoniți preoți pe acești frații ai noștri. Știi că sunt vrednici. Din informațiile primite de la poporul lui Dumnezeu și după aprecierea celor care s-au ocupat de formarea lor, dau mărturie că au fost aflați vrednici. Cu ajutorul Domnului Dumnezeu și al Mântuitorului nostru Iisus Hristos, îi alegem pe acești frați ai noștri pentru treapta prezbiteratului. Mulțumim lui Dumnezeu! Dragi frați și surori, dragi aspiranți la ordinul prezbiteratului, dragi și iubiți ascultători ai radioului Maria, a venit un om trimis de Dumnezeu al cărui nume era Ioan. Acesta a venit ca să dea mărturie despre lumina, ca să-i pregătească Domnului un popor desăvârșit. Aceste cuvinte cu care începe celebrarea Sfintei Liturghii de astăzi ne introduc în misterile ce le celebrăm cu mare bucurie. Sfânta Liturghie în solemnitatea nașterii Sfântului Ioan Botezătorul și consacrarea într-o preoție acestor 14 candidați, deja diaconi. Lecturile pe care le-am proclamat acum prezintă misterul vieții Sfântului Ioan, dar ele trasează și misterul și chemarea pe care vă încredințează Domnul în noua misiune pe care vreți să o primiți prin taina Sfintei Preoției, dragi diaconi. Prorocul Isaia vorbește despre misiunea sa ca o proiecție și a misiunii celui care va fi cel mai mare născut din femeie pentru a-L arăta pe Mesia. Iată mielul lui Dumnezeu care vine să ridice păcatele lumii. Adevăr pe care îl confirmă Apostolul Neamurilor, Paul, în lectura din Faptele Apostolilor. Despre Ioan care a venit să predice un botez al convertirii, pregătitor al venirii aceluia care este trimis de Dumnezeu din descendența lui David, ca să fie mântuitor al lui Israel și al tuturor acelora care sunt din neamul lui Abraham și care sunt temători de Dumnezeu.
cum am ascultat. Evanghelia după Sfântul Luca ne descrie împlinirea planului Dumnezeu care a ales din casa lui Zaharia și a Elizabetei să se nască un copil cu numele biblic Ioan, care va deschide gura și care i-a dezlegat limba tatălui ca să adeverească numele ce-l va purta, un nume inspirat, care înseamnă Dumnezeu se îndură, Dumnezeu dă har, Dumnezeu mângâie. Bucuria și surprinderea i-a cuprins pe toți, notează evanghelistul, întrebându-se ce va fi oare acest copil. Totul s-a înscris în planul milostivirii lui Dumnezeu, Ioan devenind ultimul profet din Vechiul Testament și primul care s-a învrednicit să-l arate cu degetul pe Mântuitorul, punându-se astfel cu totul în slujirea lui. Nașterea sa este ca auroră ce vestește lumina care va coborâ pe pământ, care va lumina pe tot omul ce vine în lume. Figura și chemarea sa capătă astăzi o dimensiune cu totul specială, în contextul în care ne pregătim să primim lângă altar, lângă Iisus, pe acești tineri ai noștri diaconi. Fiecare poartă un nume care are o semnificație particulară, dar mai ales, înțelegând de la Sfântul Ioan Botezătorul, fiecare primește o misiune specială, un dar ce este îmbrăcat într-o așa de mare mister de a fi instrument viu ce trebuie să poarte în lume o lumină de care toți au nevoie. Pe Hristos, lumina lumii. Dumnezeu l-a ales pe Ioan, l-a umplut cu Duhul Său ca el să fie vestitorul și înainte mergătorul lui Iisus. A înțeles pe deplin pentru ce Dumnezeu l-a ales și l-a trimis în lume și nu s-a oprit din drumul său pe care îl trasase Dumnezeu. În lumina acestor texte și acestui exemplu iluminator, voi, dragi diaconi, v-ați învrednicit astăzi să vă prezentați în fața Sfântului Altar, în fața lui Iisus, pentru a răspunde la o alegere asemănătoare, fiecare cu numele său, cu darul sfânt al credinței și al iubirii, în libertate deplină. Voi v-ați decis să vă înrolați în rândul celor ce doresc să se angajeze total ca să fie martorii luminii în zilele noastre. Vă întâmpinăm acum cu mare și sfântă bucurie, împreună cu Preasfințitul Aurel, cu toți superiorii voștri, cu cei dragi, cu părinții și rudele și prietenii voștri, ce v-au însoțit până aici și vă admirăm curajul de a primi invitația lui Iisus pentru a-i fi mereu alături, vrednici vestitori ai luminii sale și mai ales colaboratori și locțiitori ai săi. Noi știm că voi îi împrumutați inima voastră, inteligența proprie și darurile ce vi le-a oferit pentru a-L face prezent în lume, strigând astăzi cu mare curaj tuturor oamenilor și mai ales tuturor creștinilor în mijlocul cărora veți ajunge. În mijlocul vostru este unul pe care nu-L cunoașteți, arătându-L prin vorbe și mai ales prin fapte, că El este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. Voi veți da mărturie ca Sfântul Ioan. Nu sunt eu lumina, nu sunt eu Hristos, ci sunt glasul celui care strigă în puștiu, îndreptați calea Domnului. Acesta este cel despre care am spus, după mine vine unul, un bărbat care a ajuns înaintea mea, pentru că era mai înainte de mine. Eu am văzut și am dat mărturie. Acesta este Fiul lui Dumnezeu. Misiunea voastră, dragi aspiranți la Sfânta Preoție, vă face să vă asemănați așadar, păstrând proporțiile și realitățile noi, cu marele profet al noului legământ, Ioan Botezător, pe care îl venerăm și îl invocăm astăzi cu deosebită bucurie. Dragi frați și surori în Hristos,
dragi părinți și rude, dați-mi voie să vă prezint învățătura Bisericii cu privire la misiunea celor ce acceptă astăzi să spună da chemării lui Iisus, chemării Domnului, care se dispune astăzi să împlinească în lume mandatul de a fi martori ai luminii, vestitori ai Evangheliei și mai mult să fie reprezentanți ai marelui preot Hristos, care a făgăduit că va rămâne cu ai săi până la sfârșitul viacurilor prin slujirea lor și care să facă tot ce a făcut El pentru oameni. Primind mandatul, faceți aceasta într-o amintire mea. Iată învățătura pe scurt pe care Biserica o propune pentru cei care celebrează sacramentul sfânt al preoției. Fraților prea iubiți, deoarece acești fii ai noștri pe care îi aveți de rude și cunoscuți în curând vor fi promovați la treapta prezbiteratului, vă rog să luați aminte ce misiune plină de răspundere vor să-și asume. Noi știm, întregul popor sfânt al lui Dumnezeu formează în Hristos o preoție regească. Dar mai știm, de asemenea, că însuși marele nostru preot, Iisus Hristos, și-a ales pe câțiva ucenici, care în numele Său să împlinească în mod public, în folos oamenilor, oficiul de preoți. El, care a fost trimis de Tatăl, i-a trimis la rândul Său pe apostoli în lume, pentru ca prin ei și prin succesorii lor episcopii să împlinească necontenit rolul Său de învățător, preot și păstor. Cei care îl ajută pe episcop sunt preoții care, uniți cu el prin Duhul, darul preoției, sunt chemați la slujirea poporului lui Dumnezeu. Fiind destinați să-L reprezinte pe Hristos, marele și vrednicul, veșnicul preot, și să fie uniți cu preoția episcopului, ei vor fi consacrați cu adevărat preoți ai Noului Testament, putând astfel să predice Evanghelia, să păstorească poporul lui Dumnezeu și să celebreze cultul divin, mai ales jertfa Sfintei Liturghii. Iar voi, învățătura continuă, fraților prea iubiți, aspiranți la ordinul presbiteratului, care veți fi ridicați în curând la înălțimea acestui sacrament, veți avea de îndeplinit în numele lui Hristos Învățătorul misiunea sfântă de a propovădui tuturor cuvântul lui Dumnezeu pe care l-ați primit voi înșivă cu bucurie. Reflectând asupra legii lui Dumnezeu, aveți grijă ca ceea ce citiți să credeți, ceea ce credeți să predicați și ceea ce predicați să practicați voi înșivă. Cum veți auzi de cursul acestui ritual al celebrării tainei preoții. Învățătura voastră să fie așadar hrană pentru poporul lui Dumnezeu. Mireasma purtării voastre să fie bucuria credincioșilor, celor care cred în Hristos, pentru ca prin cuvântul și exemplul vostru să contribuiți la edificarea casei care este Biserica lui Dumnezeu. Îndeplinind pe cât vă stă în putere misiunea lui Hristos, care este capul și păstorul, în unire cu episcopul și supuși lui, străduiți-vă, fiilor preiubiți, să adunați pe credincioși într-o singură familie, pe care să o puteți conduce prin Hristos în Duhul Sfânt la Dumnezeu Tatăl. Să aveți mereu în fața ochilor exemplu bunului păstor, care nu a venit ca să fie slujit, ci ca să slujească, să caute și să mântuiască ceea ce era pierdut. Vouă, dragi aspiranți la Sfânta Preoție, vă prezentăm această misiune, această chemare, această bucurie. Vouă, în schimb, vi se potrivesc astăzi, într-un timp deosebit,
și gândurile Sfântului Părinte Papa Francisc, care le-a spus nu de mult, la 29 martie 2015. A asculta și a primi chemarea Domnului nu este o chestiune privată și intimă, cum se poate confunda, care se poate confunda cu emoția momentului. Este o angajare concretă, reală și totală, care îmbrățișează existența noastră și o pune în slujirea construirii împărăției lui Dumnezeu pe pământ. De aceea, vocația voastră, ca slujitori consacrați, rădăcinată în contemplarea iubirii inimii Tatălui, vă determină în același timp la o angajare solidară în favoarea ajutorării fraților, mai ales a celor săraci. O asemenea dinamică, spune Sfântul Părinte, spre Dumnezeu și spre om, umple viața de bucurie și de semnificație. Aș vrea să vă spun asta, mai ales vouă, celor tineri, care datorită vârstei voastre și datorită viziunii despre viitorul care se deschide larg în fața ochilor voștri, știți să fiți disponibili și generoși. Dragi tineri, aspiranți la mare angajare pentru viitorul Evangheliei și a împărăției sale, continuă Sfântul Părinte, chiar dacă pentru voi mai sunt lucruri încă necunoscute și preocupări pentru viitor, în voi să nu existe frică de a ieși din voi înșivă și de a porni la drum spre frați. Evanghelia este cuvântul care eliberează, transformă și face frumoasă viața noastră. Cât de frumos este să vă lăsați mereu surprinși de chemarea lui Dumnezeu, să primiți cuvântul Său, să puneți pașii existenței voastre pe urmele lui Iisus, în adorarea misterului divin și în dedicarea generoasă pentru alții. Viața voastră va deveni în fiecare zi mai bogată și mai bucuroasă. Papa Francisc. Retrăind și admirând astăzi exemplul Sfântului Ioan Botezătorul, omul curajos și înțelept și l-a făcut cunoscut pe Iisus, Mielul lui Dumnezeu, chiar cu prețul vieții sale, El, dragi tineri, să vă însuflețească, să fie pentru voi o provocare sfântă și încurajați de iubirea Maicii Preacurate, Mama Bisericii și a preoților și a Sfinților voștri, protectori, a fericitului nostru episcop martir Anton, să vă însoțească și să vă dea curaj să prezentați azi cu bucurie și însuflețire pentru totdeauna daul vostru și așa să rămâneți fideli celui care v-a ales, care vă însoțește și vă cheamă pentru toată viața, anunțându-l ca să-l anunțați și să-l reprezentați pe el între oameni, lumina lumii, ca martori a Evangheliei lui. Așa să fie. Și acum, fraților prea iubiți, înainte de a intra în treapta prezbiteratului, trebuie să declarați în fața întregului popor că vreți să vă asumați obligațiile preoției. De aceea vă întreb, vreți să îndepliniți fără încetare misiunea preoțească în treapta prezbiterilor, ca niște colaboratori fideli ai treptei episcopilor, în păstorirea turmei Domnului sub călăuzirea Duhului Sfânt? Vreți să îndepliniți cu demnitate și înțelepciune slujirea cuvântului prin predicarea Evangheliei și expunerea credinței catolice? Vreți să celebrați cu evlavie și fidelitate tainele lui Hristos spre mărirea lui Dumnezeu și spre sfințirea poporului creștin după tradiția bisericii,
mai ales prin jertfa Eucaristiei și sacramentul spovezii? Vreți să implorați împreună cu mine îndurarea lui Dumnezeu pentru poporul încredințat vouă, urmând porunca de a vă ruga fără încetare? Vreți să fiți mereu tot mai strâns uniți cu Hristos, marele preot, care s-a oferit Tatălui pentru noi drept jertfă curată, și să vă consacrați împreună cu El pe voi înșivă lui Dumnezeu pentru mântuirea oamenilor? Mie și succesorilor mei respect și ascultare. Promit. Dumnezeu să ducă la îndeplinire lucrarea sa bună pe care a început-o în tine. Promit mie și succesorilor mei respect și ascultare. Promit. Dumnezeu să ducă la îndeplinire lucrarea sa bună pe care a început-o în tine. Promis mie și succesorilor mei respect și ascultare. Promit. Dumnezeu să ducă la îndeplinire lucrarea sa bună pe care a început-o în tine. Promis mie și succesorilor mei respect și ascultare. Promit. Dumnezeu să ducă la îndeplinire lucrarea sa bună pe care a început-o în tine. Promis mie și succesorilor mei ascultare și respect. Promit. Dumnezeu să ducă la îndeplinire lucrarea sa bună pe care a început-o în tine. Promis mie și succesorilor mei ascultare și respect. Promit. Dumnezeu să ducă la îndeplinire lucrarea sa bună pe care a început-o în tine. Promis episcopului diocesan și superiorului tău legitim respect și ascultare. Promit. Dumnezeu să ducă la îndeplinire lucrarea sa bună pe care a început-o în tine. Promis mie și succesorilor mei respect și ascultare. Promit. Dumnezeu să ducă la îndeplinire lucrarea sa bună pe care a început-o în tine. Promis episcopului diocezan și superiorului tău legitim respect și ascultare. Promit. Dumnezeu să ducă la îndeplinire lucrarea sa bună pe care a început-o în tine. Promis episcopului diocezan și superiorului tău legitim respect și ascultare. Promit. Dumnezeu să ducă la îndeplinire lucrarea sa bună pe care a început-o în tine. Promis mie și succesorilor mei respect și ascultare. Promit. Dumnezeu să ducă la îndeplinire lucrarea sa bună pe care a început-o în tine. Promis mie și succesorilor mei respect și ascultare. Promit. Dumnezeu să ducă la îndeplinire lucrarea sa bună pe care a început-o în tine. Promis mie și succesorilor mei respect și ascultare. Promit. Dumnezeu să ducă la îndeplinire lucrarea sa bună pe care a început-o în tine. Promis mie și succesorilor mei respect și ascultare. Promit. Dumnezeu să ducă la îndeplinire lucrarea sa bună pe care a început-o în tine.
iubiților, să rugăm acum pe Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, să sporească darurile cerești asupra acestor slujitori ai Săi, pe care i-a ales pentru misiunea preoțească și să-i invocăm ajutorul tuturor sfinților. Să îngenunchem. Doamne, îndură-te de noi! Doamne, îndură-te de noi! Hristoase, îndură-te de noi! Hristoase, îndură-te de noi! Doamne, îndură-te de noi! Marie, Maica lui Dumnezeu, Sfinte Mihail, Sfinților Îngeri ai lui Dumnezeu, Sfinte Ioane Botezătorule, dragi ascultători, în acest moment, candidații la treapta preoției s-au prosternat în fața Domnului. Este momentul în care fiecare discută personal cu Domnul, se abandonează în mâinile lui Dumnezeu, pentru ca El, de azi înainte, să lucreze în viața lor. Prin acest gest de prosternare arată dedicarea totală a vieții lor pentru misiunea de a fi preot, de a fi vestitor al cuvântului lui Dumnezeu, și totodată pontifex, adică punte între oameni și Dumnezeu. Înainte de acest moment, Preasfințitul a primit promisiunea de ascultare și respect de la fiecare candidat în parte. Sunt momente de har trăite acum în Catedrala Romano-Catolică Sfânta Fecioară Maria Regină din Iași, momente în care noi tineri se dedică Domnului, momente în care viața bisericii este reînnoită prin acești noi tineri, care vin cu tinerețea lor, vin cu elanul lor și sunt dispuși să-i slujească Domnului. Ascultăm acum împreună litania tuturor sfinților și ne rugăm ca Bunul Dumnezeu să ajute pe acești candidați să-și îndeplinească bine misiunea care le este încredințată. Sfintelor Perpetua și Felicitas, Sfântă Agneza, Sfinte Augustine, Sfinte Benedict, Sfinților Francisc și Dominic, Sfinte Ioane Maria Vianney, Sfântă Ecaterina de Siena, Sfântă Teresa de Avila, toți sfinții și sfintele lui Dumnezeu, fii milostiv, de orice rău, de moartea veșnică, moartea și învierea ta, prin
trimiterea Duhului Sfânt. Noi păcătoși, ca să binevoiești a cârmui și a păstra biserica ta sfântă, ca să binevoiești a păstra în sfântă credință pe Sfântul Părinte și toate treptele bisericești, să binevoiești a dărui pace și bună înțelegere tuturor popoarelor, ca să binevoiești a ne întări și a ne păstra pe noi înșine în slujba ta sfântă, ca să binevoiești a binecuvânta, a sfinți și a consacra pe aceștia aleși ai tăi, Iisuse, Fiul Dumnezeului Celui Viu, Hristoase, auzi-ne! Hristoase, ascultă-ne! Hristoase, ascultă-ne! Doamne Dumnezeul nostru, te rugăm, ascultă-ne și revarsă asupra acestor slujitorii tăi binecuvântarea Duhului Sfânt și puterea Harului Preoțesc, pentru că acești candidați la preoție pe care îi recomandăm bunătății tale să se bucure mereu de sprijinul Harului tău, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Ridicați-vă! Dragi ascultători, după acest moment înălțător al recitării Litaniei tuturor Sfinților, moment în care diaconii erau prosternați cu fața la pământ în fața Preasfântului Sacrament, iar credincioșii împreună cu preoții și episcopii prezenți în biserică stăteau în genunchi și se rugau pentru acești candidați, iată că acum Preasfințitul a făcut rugăciunea de consacrare a preoților, iar în acest moment tinerii candidați îngenunchează în fața Preasfințitului, care, fără a spune nimic, le impune mâna peste cap, oferind astfel darurile Duhului Sfânt. Este momentul de consacrare, este momentul în care acești candidați devin preoți, devin slujitori ai lui Hristos. Ne rugăm în continuare ca acești tineri să se ridice la nivelul misiunii primite astăzi. Nu este ușor să fii preot, nu este un dar oferit oricui, ci este un har oferit de Domnul anumitor oameni. Știm foarte bine că Iisus în Evanghelie ne spune: mulți chemați, puțini aleși. Iată că astăzi 14 tineri au fost aleși ca să fie un alter Christus, un alt Hristos, care să ducă mai departe opera de mântuire începută de Hristos. Ne rugăm așadar împreună cu întreaga biserică ca acești tineri să fie statornici și să împlinească misiunea care le este astăzi încredințată.
în acest moment preoții prezenți la această celebrare își impun mâinile asupra noilor prezbiteri. Aceștia îi binecuvântează și rostesc o rugăciune pentru ei, pentru ca, fiind acum la început de drum, Dumnezeu să le dea putere și curaj să predice Evanghelia, să trăiască această viață sacerdotală după exemplu trăit de Iisus Hristos pe acest pământ. Ritualul hirotonirii, așa cum ați putut urmări, are mai multe momente. Mai întâi, după programarea Sfintei Evanghelii, rectorul seminarului din Iași i-a strigat pe nume pe fiecare candidat care a răspuns prezent, semn că este gata, este prezent pentru a primi noua misiune. Este o mărturisire publică făcută în fața întregii biserici, prin care tinerii se angajează la misiunea de a fi preot. După acel moment a urmat predica ținută de preasfințitul Petru Gherghel, în care le-a vorbit despre sacramentul preoției și i-a încurajat pe acești candidați să trăiască frumos viața lor de preoție. După momentul predicii a urmat momentul când episcopul a primit promisiunea de ascultare și respect. Candidații înaintau câte doi spre preasfințitul și erau întrebați nominal cu privire la ascultare și respect. A urmat apoi momentul prosternării cu fața la pământ, momentul în care întreaga biserică recita împreună litania tuturor sfinților. A fost apoi momentul impunerii mâinilor și rugăciunea de consacrare și atât că acum preasfințitul Aurel Percă, urmat de ceilalți preoți, își impun mâinile asupra noilor prezbiteri. După acest moment urmează momentul îmbrăcării hainei specifice preotului, adică stola și ornatul, iar apoi vor avea loc ungerea mâinilor cu Sfânta Crismă, înmânarea pâinii și vinului și vor primi sărutul păcii. Alături de preoții care în acest moment își impun mâinile asupra noilor preoți, ne rugăm și noi și înălțăm spre Domnul cererile ca să-și îndeplinească bine această viață nouă începută astăzi și să ducă cât mai mulți oameni la mântuire.
Ascultă-ne, Doamne, Părinte Sfânt, Atotputernic, Veșnic, Dumnezeu, Autorul demnității omenești și Împărțitorul tuturor harurilor, prin care toate cresc, toate se întăresc, care pentru a zidi poporul preoțesc prin puterea Duhului Sfânt, îi orânduiești în diferite trepte în sânul aceluiași popor, pe slujitorii lui Hristos, Fiul Tău. Deja în Vechiul Testament au apărut slujiri orânduite ca semne mistice, când călăuzind și sfințind poporul, ai pus în fruntea lui pe Moise și Aaron, ai ales bărbați inferiori în grad și demnitate, ca să-i însoțească și să-i ajute în lucrarea lor. Astfel, în pustiu, prin judecata celor 70 de bărbați înțelepți, ai făcut să se răspândească Duhului Moise, care, folosindu-se de ajutorul lor, a călăuzit mai ușor poporul tău. De asemenea, ai revărsat belșugul paternității de plinia asupra fiilor lui Aaron, pentru ca să fie vrednici, potrivit cu legea preoțească, să aducă jertfele cortului, care era umbra bunurilor viitoare. Dar în cele din urmă, Părinte Sfânt, l-ai trimis în lume pe Fiul Tău, pe Iisus, Apostolul și Arhireul mărturisirii noastre. El s-a oferit pe El însuși prin Duhul Sfânt ca jertfă nepătată și i-a făcut părtași la misiunea sa pe apostolii săi, sfințiți într-un adevăr. Acestora tu le-ai dăruit însoțitori care să vestească și să deplinească lucrarea mântuirii în lumea întreagă. Te rugăm, Doamne, să ne dăruiești acum și nouă celor slabi aceste ajutoare de care avem nevoie pentru îndeplinirea preoției apostolice. Te rugăm, Părinte Atotputernic, revarsă în acești slujitori ai Tăi demnitatea preoției. Reînnoiește în lăuntrul lor Duhul Sfințeniei. Să primească de la Tine, Dumnezeule, darul rânduit de Tine pentru treapta a doua și să exprime prin purtarea lor onestitatea moravurilor. Să fie colaboratori fideli ai treptei noastre, pentru ca prin predica lor cuvintele Evangheliei prin harul Duhului Sfânt să aducă roade în inimile oamenilor și să ajungă până la marginile pământului. Să fie împreună cu noi împărțitori fideli ai tainelor Tale, pentru ca poporul Tău să fie reînnoit prin baia renașterii și să fie hrănit la altarul Tău. Păcătoșii să fie împăcați, iar bolnavii alinați. Să fie uniți cu noi, Doamne, în implorarea îndurării Tale, pentru poporul încredințat lor și pentru lumea întreagă. Astfel, mulțimea popoarelor adunată în Hristos să devină un singur popor al Tău, care se va desăvârși în împărăția Ta. Prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine, viețuiește și domnește, în unire cu Duhul Sfânt, în toți vecii vecilor. Preoții destinați pentru aceasta, îi ajută pe neopresbiteri să îmbrace cazula.
dragi ascultători, în acest moment noi prezbiteri au îmbrăcat haina preoțească. Știm că diaconii au stola în formă diagonală. În acest moment ei și-au poziționat-o pe verticală și au îmbrăcat casula, adică ornatul. După acest moment, fiecare dintre ei vor înainta spre episcop, care îi va unge cu uleiul sfințit, cu Sfânta Crismă. Este simbol al consacrării, este simbol al dăruirii lui Dumnezeu. Acest ulei îi marchează cu siciliul că aparțin lui Dumnezeu, că sunt puși deoparte pentru o misiune specială. În acest moment îi putem considera pe acești tineri preoți. Au fost consacrați, iar acum sunt sfințiți cu uleiul sfânt. Începe o viață nouă pentru ei, începe ceva deosebit, o stare de har care îi va ajuta și va însoți în întreaga lor viață, ducând mai departe ceea ce Iisus ne-a spus atunci când a fost pe pământ, că Dumnezeu este iubire și că toți cei care iubesc sunt din Dumnezeu. Știm că, spunea Sfântul Francis de Assisi, măsura iubirii lui Dumnezeu este iubirea fără măsură. Acești tineri care au fost la școala iubirii lui Iisus merg astăzi în lume pentru a vorbi despre această iubire și mai ales pentru a o trăi. Sfântul Francisc de Assisi mai spunea în altă dată, în alt moment, că ca să predicăm, spunea ucenicilor săi, predicați, 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 iar dacă este nevoie, folosiți și cuvinte. Preoții sunt vestitorii iubirii lui Dumnezeu, atât prin cuvântul vestit, dar și prin viața trăită de ei. Preasfințitul se roagă în aceste momente pentru noi prezbiteri, ca Domnul să-i însoțească și să-i protejeze în misiunea încredințată lor. Domnul Iisus Hristos, pe care Tatăl a uns cu Duhul Sfânt și cu putere, să te păstreze pentru a sfinți poporul lui Dumnezeu, poporul creștin, și pentru a jertfi, a oferi jertfă lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos, pe care Tatăl a uns cu Duhul Sfânt și cu putere, să te păstreze pentru a sfinți poporul creștin, și pentru a oferi jertfă lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos, pe care Tatăl a uns cu Duhul Sfânt și cu putere, să te păstreze pentru a sfinți poporul creștin și pentru a oferi jertfă lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos, pe care Tatăl a uns cu Duhul Sfânt și cu putere, să te păstreze pentru a sfinți poporul creștin și pentru a oferi jertfă lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos, pe care Tatăl a uns cu Duhul Sfânt și cu putere, să te păstreze pentru a sfinți poporul creștin și pentru a oferi jertfă lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos, pe care Tatăl l-a uns cu Duhul Sfânt și cu putere, să te păstreze pentru a sfinți poporul creștin și pentru a oferi jertfă lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos, pe care Tatăl a uns cu Duhul Sfânt și cu putere, să te păstreze pentru a sfinți poporul creștin și pentru a oferi jertfă lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos, pe care Tatăl a uns cu Duhul Sfânt și cu putere, să te păstreze pentru a sfinți poporul creștin
și pentru a oferi jertfă lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos, pe care Tatăl a uns cu Duh Sfânt și cu putere, să te păstreze pentru a sfinți poporul creștin și pentru a oferi jertfă lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos, pe care Tatăl a uns cu Duh Sfânt și cu putere, să te păstreze pentru a sfinți poporul creștin pentru a aduce oferiri jertfă lui Dumnezeu. Primește darul poporului sfânt care trebuie oferit lui Dumnezeu, dă-ți seama de ceea ce vei săvârși, fii pătruns de ceea ce vei face și orânduiește-ți viața după misterul crucii Domnului. Pace ție și cu Duhul tău. Primește darul poporului sfânt care trebuie oferit lui Dumnezeu, dă seama de ceea ce vei săvârși, fii pătruns de ceea ce vei face și orânduiește-ți viața după misterul crucii Domnului. Pace ție. În acest moment, noi prezbiteri înaintează spre preasfințitul Petru Gherghel, îngenunchind și punând mâna dreaptă pe patenă și potir, simbol al trupului și sângelui lui Iisus. Ei se angajează să celebreze sacramentul Euharistiei, iar episcopul le oferă pacea sa. Ne amintim că Iisus, atunci când i-a trimis pe ucenici, le-a spus să dăruiască pacea oamenilor pe care îi întâlnesc, iar dacă acei oameni vor fi vrednici, pacea care este în ei se va coborâ asupra acelor oameni. La fel face acum preasfințitul, le dăruiește pacea și cu siguranță sunt pregătiți acești tineri să primească pacea episcopului, pentru ca astfel să-și îndeplinească slujirea primită. Pătruns de ceea ce vei face și rândește-ți viața după misterul crucii Domnului. Aceția. Primește darul poporului sfânt care trebuie oferit lui Dumnezeu. Dă seama de ceea ce vei săvârși. Fii pătruns de ceea ce vei face și orândește-ți viața după misterul crucii Domnului. Pace ție.
Primește darul poporului sfânt care trebuie oferit lui Dumnezeu. De-ți seama de ceea ce vei săvârși, fii pătrus de ceea ce vei face și orândește-ți viața după misterul crucii Domnului. Pace ție! Primește darul poporului sfânt care trebuie oferit lui Dumnezeu. De-ți seama de ceea ce vei săvârși, fii pătrunz de ceea ce vei face și orândește-ți viața după misterul crucii Domnului. Pace ție! Acum, în solemnitatea Sfântului Ioan Botezătorul, această atmosferă de dăruire, de iubire și de credință, ne reînnoim cu toții credința noastră spunând: cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotputernic, Creatorul cerului și al pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul Domn, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți veci, Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din cer, s-a întâlnit la Duhul Sfânt din Maria Fecioară și s-a făcut om. S-a răstignit pentru noi sub Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la cer. Șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va veni cu mâna să-i judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dătător, care de la Tatăl și de la Fiul purcet, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și a grăit prin proroci. Cred într-una sfântă, catolică și apostolică biserică, mărturisesc cu un botez spre iertarea păcatelor, alfinierea morților și viața viacului ce va veni. Amin.
vin și pâine aducem pe altar, daruri în cinstea ta. Se vor schimba în sânge și trup, daruri în cinstea ta. Așa vorbește Domnul către Domnul meu, șez la dreapta mea. Picioarelor tale. Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Aducem, Doamne, daruri pe altarul Tău, celebrând după cuvință nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, care a prevestit venirea Mântuitorului Lumii și l-a arătat prezent între oameni, el care viețuiește și domnește în vecii vecilor. Amin. Domnul să fie cu voi. Să-i mulțumim
Dumnezeului nostru. Cu adevărat vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, atotputernic veșnic Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos, noi te preamărim pentru lucrările minunate înfăptuite în Sfântul Ioan Botezătorul, care a fost ales dintre toți oamenii și a fost sfințit pentru a pregăti calea Domnului nostru Iisus Hristos. Chiar înainte de a se naște, El a tresăltat de bucurie la apropierea Mântuitorului. Apoi la nașterea Lui a prevestit bucuria mântuirii și în cele din urmă, dintre toți profeții, El singur l-a arătat pe Mesia ca miela lui Dumnezeu. El l-a botezat în apele Iordanului pe Fiul Tău, care avea să o rânduiască botezul și a întărit prin vărsarea sângelui Său mărturia dată pentru Hristos. De aceea, în unire cu îngerii și sfinții, cântăm fără încetare imnul de laudă al măririi tale. Ești, Doamne, izvorul la toată sfințenia. Te rugăm așadar, sfințește darurile acestea cu roa Duhului Tău, ca ele să devină pentru noi trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. El, dându-se de bunăvoie spre pătimire, a luat pâinea și mulțumind, a frânt-o și a dat-o ucenicilor Săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând pătirul și din nou mulțumind, l-a dat ucenicilor Săi, zicând: luați și beți din acesta toți. Acesta este pătirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatului. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței.
cunoscând așadar moartea și învierea Fiului Tău, îți oferim, Doamne, pâinea vieții și potirul mântuirii, mulțumindu-ți că ne-ai învrednicit să stăm înaintea Ta și să slujim Ție. Te rugăm cu umilință să ne unească Duhul Sfânt pe noi, care ne facem părtași de trupul și sângele Lui Hristos. Adu-ți aminte, Doamne, de biserica Ta răspândită pe întregul pământ, ca să o desăvârșești în dragoste împreună cu Părintele nostru, Papa Francisc, cu Episcopul nostru, Petru. Adu-ți aminte și de acești slujitori ai Tăi, pe care ai voie să-i faci astăzi preoții bisericii și cu tot clerul. Adu-ți aminte, Doamne, și de frații noștri care au adormit în speranța învierii și de toți cei care au răposat în milostivirea Ta și primește-i să se bucure de lumina feței Tale. Te rugăm, ai milă de noi toți, pentru ca împreună cu fericita născătoare de Dumnezeu, Fecioara Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și cu toți sfinții pe care din vecii ai iubit, să ne învrednicim a fi părtași de viața cea veșnică, să Te lăudăm și să Te preamărim prin Iisus Hristos, Fiul Tău. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție Dumnezeule, se porunca Mântuitorului și povățuiște învățătura Sa dumnezeiască, îndrăznim a spune: Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește de pace în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și ferici de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pace mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința Bisericii Tale, și binevoiește-ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea. Agnus Dei, vitalis peccata mundi. Agnus Dei, vitalis peccata mundi. Agnus Dei, vitalis peccata mundi.
Iată milul lui Dumnezeu, iată-L pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Gustați și vedeți cât de bun este Domnul. Doamne.
atât să fiu înțeles, cât eu să înțeleg pe ascultători, suntem în momentul Sfintei Împărtășanii. După ce s-au împărtășit mai întâi preoții, noi sfințiți, preună cu cei din altar, cum se împărtășesc și credincioșii care participă la această Sfântă Liturghie, doresc acum să reamintesc numele candidaților. Pentru dieceza de Iași, Mădălin Bărbuț, din parohia Nicolae Bălcescu, Ovidiu Gabriel Bejenaru, din Bacău, parohia Sfântul Nicolae, Cezar Chelaru Dămoc, din Buhonca, Cosmin Croitoru, din Barticești, Iosif Claudiu Doboș, din Horgești, Anton Gălățanu, din Ghereiești, Gabriel Hălânduț, din Mircești, Emilian Jitaru, din Cleja, parohia Sfântul Francisc, Alexandru Percu, din Răducăneni, Eugen Doboș Tamaș din Bacău, parohia Sfânta Cruce, Eusebiu Tulbure din Bacău, parohia Fericitul Ieremia, apoi candidații pentru Arhidieceza de București, care au fost sfințiți pe 21 iunie, Andrei Petrică Imbrea din București, parohia Sfânta Elena, și Cristian Pușcașu din Ghereiești. Pentru Ordinul Fraților Minori Conventuali, au fost sfințiți Emanuel Chirigheș din Luizi Călugăra și Bogdan Cristian Mârț din Pildești. Pentru misionarii Cuvântului Divin a fost sfințit Ștefan Lucaci din Răchiteni. Ca pregătire apropiată pentru preoție, candidații au făcut câteva zile de exerciții spirituale, adică rugăciuni și meditații la hurpaz, în perioada 12-18 iunie cu părintele Irinel Iosif Iosub, la Bacău, la Curia Provincială, în perioada 1-6 iunie, cu părintele Marius Vătămănelu, sau în Italia. După această zi a hirotonirii, în următoarele duminici, adică 28 iunie sau 5 iulie, preoții noi sfințiți vor celebra prima Sfântă Liturghie în localitățile natale. La 1 august vor primi din partea superiorilor numirile pentru locurile în care vor sluji. Așa cum spuneam, alți doi tineri care au studiat la Institutul Teologic Sfântul Iosif din Iași au fost sfințiți preoți duminică 21 iunie în Catedrala Sfântul Iosif din București. Ei vor sluji în Arhidieceza de București. Participăm în continuare la Sfânta Liturghie. Urmează ultima parte. De asemenea, dintre noi preoți va fi un reprezentant care va ține un cuvânt de mulțumire atât celor dragi cât și celor care i-au susținut în drumul lor de formare spirituală. Continuăm așadar să ne rugăm pentru ei și participăm cu vrednicie la această Sfântă Liturghie.
Să ne rugăm. Întăriți la ospățul mielului ceresc, te rugăm, Doamne, pentru biserica Ta care celebrează astăzi cu bucurie nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, de harul să recunoască drept izvor ale renașterii sale, pe acela pe care El l-a prevestit că va veni între oameni, El care viețuiește și domnește în vecii vecilor. Cât de minunat e Domnul, toate inimile noastre să cânte, cât de minunat e Domnul. Excelențele voastre, preacucernici părinți rectori și părinți profesori, cucernici părinți oaspeți, scumpe familii, dragi seminariști, dragi persoane consacrate, iubiți credincioși, cu siguranță că un simplu mulțumesc nu este suficient. De aceea vrem să vă oferim mulțumirea noastră prin întreaga slujire preoțească. Mai întâi, mulțumirea noastră se îndreaptă spre Dumnezeu, deoarece El este izvorul chemării noastre. Din înălțimea cerului a privit spre noi, ne-a ales și astăzi ne așează între cer și pământ pentru a binecuvânta lumea cu prezența Lui. Fii lăudat și binecuvântat, Doamne, pentru darul Sfintei Preoții. Cu inima plină de bucurie, mulțumim părinților noștri. Dragi tați și iubite mame, sunteți minunați, atât voi care sunteți aici de față, dar și voi, părinți, care vă bucurați din ceruri. Vă mulțumim pentru darul vieții, pentru credință și pentru că ați semănat în noi bucuria dăruirii cu Dumnezeu, în Dumnezeu și spre Dumnezeu. Sincere mulțumiri aducem excelențelor voastre, preasfințite Petru Gherghel, episcop de Iași, preasfințite Aurel Percă, episcop auxiliar de Iași. Prin grija arătată față de seminar și prin dragostea părintească pe care ați avut-o față de noi, ne-ați condus astăzi în fața altarului și ne-ați împărtășit darul Sfintei Preoții. Mulțumesc din inimă, îndreptăm spre Părintele Benone Lucaci, rector al Institutului Teologic Romano-Catolic din Iași, și spre Părintele Pătrașcu Damian, rector al Institutului Franciscan din Roman, spre Părintele Joao Miguel Mendes Rodriguez, rector al Misionarilor Verbiți, și spre toți preoții profesori, formatori și administratori de la seminariile din Iași, Roman, Bacău, care de-a lungul anilor au contribuit la formarea noastră. Sfințiile voastre, ați fost cei care zi de zi, cu dalta și ciocanul, ați format în noi identitatea preotului lui Hristos. Sfințiile voastre, ați lăsat în noi o amprentă intelectuală, umană, spirituală și pastorală, pe care vrem să o împărtășim credincioșilor, pentru ca împreună să fim poporul fericit al cărui Dumnezeu este Domnul. Ne îndreptăm acum mulțumirea spre frații și surorile noastre, spre rude și toți prietenii noștri. Fratele reprezintă drumul care te conduce mereu acasă. O soră îți vorbește mereu de sensibilitate și gingășie. O rudă te îmbogățește cu amintiri, iar un prieten este cel care te ține de mână și îți atinge inima. Alături de voi vrem să arătăm mereu drumul spre Dumnezeu, să vorbim de sensibilitatea și gingășia iubirii lui Dumnezeu față de oameni, să-i îmbogățim pe cei aflați în nevoi și să-i ținem de mână și să le atingem inima celor care s-au îndepărtat de Dumnezeu. Mulțumim părinților paroși și vicari, care prin afecțiunea și dărnicia lor au semănat în noi responsabilitatea față de propria vocație și ne-au purtat în rugăciunile lor în momentele dificile. În același timp, mulțumim tuturor preoților prezenți la această sfântă liturghie.
împreună cu sfințiile voastre, vrem să slujim poporului Dumnezeu cu demnitate, să rămânem fideli iubirii lui Hristos și să împrăștiem în lume parfumul iubirii divine. Cu aleasă prețuire, aducem mulțumire tuturor binefăcătorilor noștri, cunoscuți și necunoscuți. Acești purtători de bine, prin caritatea lor față de noi, au reprezentat mâinile lui Dumnezeu. Ne-au dat mâna, ne-au oferit siguranță și protecție, iar astăzi inimile lor tresaltă de bucurie. Îi vom purta mereu în rugăciunile noastre. Mit tiefer wird Schätzung, wir bedanken allen unseren Wohltätern, bekannte und unbekannte, diese Träger des Guten, durch ihre Liebe zu uns die Hände Gottes waren. Sie uns die Hände geben, Sicherheit und Schutz gegeben und heute ihre Herzen jubelt. Wir werden immer in unsere Gebete tragen. Gott segne sie. Con profondo apprezzamento rendiamo grazie a tutti i nostri benefattori, conoscenti o estranei. Questi vettori di bene, attraverso la carità verso di noi, erano le mani di Dio. Ci hanno stretto la mano, ci hanno dato sicurezza e protezione. E oggi il loro cuore esulta. Saranno nei nostri cuori e nelle nostre preghiere per sempre. Che Dio li benedica con la sua grazia. Cu bucurie, mulțumim colegilor noștri din seminar, care au fost pentru noi în toți acești ani ca niște frați. Alături de voi am avut momente frumoase, au mai fost și dificultăți, dar am pășit împreună spre darul Sfintei Preoții. Curaj și încredere, Hristos vă așteaptă pe toți să fiți preoții Lui. Mulțumim Părintului Eduard Soare și întregului cor pentru munca depusă ca această sfântă liturghie să fie cu adevărat înălțătoare. Din toată inima, vă mulțumim dumneavoastră, iubiți credincioși. Vă mulțumim că îi primiți cu dragoste pe preoți în comunitățile dumneavoastră. Vă mulțumim pentru generozitatea pe care o arătați față de dânsii. Vă invităm să fiți zi de zi alături de noi, pentru ca împreună, prin muncă, sacrificii, lacrimi și bucurii, să-L preamărim pe Dumnezeu spunând: Îți mulțumim, Doamne, pentru că ne-ai făcut făpturi atât de minunate pentru secerișul Tău. În același timp, avem o rugăminte la dumneavoastră. Vă rugăm să duceți mulțumirea noastră și celor bolnavi de acasă. Îmbrățișați-i și binecuvântați-i din partea noastră. Transmiteți-le că avem nevoie de ei, de rugăciunea lor, iar suferința lor reprezintă pentru noi o încurajare. Domnul să vă binecuvânteze pentru tot binele pe care l-ați făcut și haideți ca împreună să fim purtători de cer în toate locurile în care ne aflăm. Sfințite, dragi convrați preoți, iubit popor al lui Dumnezeu, cred că după săptămâna sfântă, cu atenția noastră care se îndreaptă spre Joia Sfântă, ziua preoției, culminând cu învierea Domnului, o săptămână sfântă și binecuvântată pentru dieceza de Iași este această săptămână, care putem spune că este tot o săptămână a preoției. Pentru că după mai multe eforturi, mai mulți ani parcurși, iată, avem astăzi în fața noastră noi apostoli, noi lucrători care vor merge în via Domnului. Și această săptămână Sfânta Preoție a început la București cu hirotonirea doi preoți, aici de față, colegi cu confrații noștri, noii preoți. Astăzi, cu această bucurie de avea asociați în lucrarea de vestire a Evangheliei pe cei 14 neoprezbiteri, 11 pentru dieceza noastră,
și 3 confrați preoți pentru ordinele religioase amintite, dar și cu toți preoții și dumneavoastră iubiți credincioși, aducem această laudă și mulțumire lui Dumnezeu pentru că ne binecuvântează în continuu și ne oferă preoți, preoți care să meargă și să vestească Evanghelia. Am remarcat preoții noștri care au răspuns la trimiterea Mântuitorului, mergeți în lumea întreagă. Misionarii noștri, am văzut, sunt aici din Kenya și Coasta de Fildeș, preoții Fidei Tonum din Spania, Israel, Germania, apoi prezența preoților de diferite naționalități, Ungaria, Germania, Italia, Portugalia, ne amintește de dimensiunea universală a preoției și acestei frumoase chemări, pentru care astăzi noi îi mulțumim lui Dumnezeu. Dar îi felicităm pe confrații noștri preoți, noi preoți, pentru că au perseverat până acest moment și de astăzi înainte, biserica noastră locală de Iași, precum și cea de București, poate conta pe forțe proaspete. Un gând de prețuire pentru toți preoții care ați venit astăzi, dar mai ales pentru cei care astăzi vă serbați aniversarea hirotonirii și în special pentru cei din promoția 1975, 40 de ani de preoție. Și vă rugăm să nu uitați și să vă asociați cu toții pentru marea și frumoasa sărbătoare de lunea viitoare, când ne adunăm în jurul preasfințitului nostru episcop, pentru a sărbători cei 50 de ani de preoție, jubileu de aur, după ce la 1 mai am sărbătorit 25 de ani de episcopat, jubileu de argint, dar și pentru frumoasa vârstă de 75 de ani pe care o va împlini duminică, motive ca să ne bucurăm când Dumnezeu ne-a învrednicit cu un păstor care ne-a condus și iată, suntem aici cu toții ca să trăim această preoție în jurul episcopului nostru. Pentru toți felicitări și mult curaj pentru noi apostoli care astăzi pleacă în lumea întreagă pentru a-i vesti Evanghelia. După ce i-am felicitat și ne-am bucurat cu ei, îi invităm acum în altar ca să oferim binecuvântarea, într-un chip deosebit, binecuvântarea de preoți noi sfințiți, mulțumindu-vă tuturor, mulțumindu-le lor, dumneavoastră, dragi familii, dragi credincioși, și trebuie să nu uităm că Sfântul Părinte se încrede în noi, cere rugăciuni de la noi și ne binecuvântează. În această zi, în intenția mea, alături de cea a tinerilor, noi preoți, vă facem cunoscut că vă împărtășim și binecuvântarea Sfântului Părinte pe care l-am întâlnit săptămâna trecută. Acum, cu toți bucuroși, ne plecăm fruntea pentru a primi binecuvântarea. Domnul să fie cu voi! Celebrarea jertfei Sfintei Liturghii și a conferirii Sfintei Preoții acestor noi tineri preoți s-a terminat. Mergeți și trăiți în pace! Mulțumim! Dragi ascultători, am ajuns la finalul acestei Sfinte Liturghii și totodată la finalul transmisiei noastre. Am participat împreună la liturghia de hirotonire a 14 diaconi,
noi slujitori în via Domnului pornesc astăzi la drum, ducând bucuria și elanul care le-au avut în această zi oamenilor pe care îi întâlnesc. Afară îi așteaptă părinții, așteaptă prietenii și rudele pentru a-i felicita, pentru a fi împreună cu acești noi tineri consacrați Domnului. Liturghia a fost celebrată de Preasfințitul Petru Gherghel, episcop de Iași. La celebrare a fost prezent și Preasfințitul Aurel Percă, episcop auxiliar de Iași. De asemenea, au fost prezenți superiori ai provinciei Sfântul Iosif, a fraților minori conventuali, ai congregației Misionarii Cuvântului Divin, profesori de la institutele unde au studiat candidații, preoți din țară și străinătate, părinți și rude ale candidaților, precum și mulți credincioși. Cântarea a fost susținută de corul seminariștilor de la Seminarul Mare din Iași. Hirotonirea într-o preoție este o împlinire pentru candidați și o bucurie pentru părinții și rudele candidaților, precum și pentru biserică. Mare este darul pe care îl vor primi și mare este taina așezată în mâinile lor. Sfântul Părinte Papa Francis se ruga în Joia Sfântă pentru preoți, spunând: îi cer Domnului Iisus să păstreze strălucirea bucuroasă în ochii noilor hirotoniți care pornesc pentru a mânca lumea, pentru a se consuma în mijlocul poporului credincios al lui Dumnezeu, care se bucură pregătind prin omilie prima liturghie, primul botez, prima spovadă. Vă mulțumesc, dragi ascultători, pentru atenție, că ați fost alături de noi. Îi mulțumesc de asemenea și lui Eduard Lucaci, care ne-a asistat la pupitrul tehnic. Sunt Părintele Claudiu Bulai și vă mulțumesc că ați rămas alături de noi. Vă doresc să aveți o săptămână binecuvântată de Domnul. La bună reauzire! Primiți și în dar vreau să dați tuturor din dragostea mea. Nu strângeți comori ce aici ruginesc, eu sunt bogăția ce vă însoțesc.